Domnilor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu, iată pe scurt principalele subiecte ale zilei. Emoții pentru absolvenții de liceu. Rezultate finale ale alegerilor din 5 iunie. Weekend cu multe accidente rutiere. Giurgiu are cei mai săraci pensionari. Arsenal Malu este campioana județului. Elevii de clasa a 12 au susținut astăzi prima probă a examenului de bacalaureat. Este vorba despre proba orală la limba română, care se va desfășura pe parcursul a 3 zile și pentru care s-au înscris peste 1200 de licee în giurgiuveni. Examenul de bacalaureat a început astăzi cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, la care sunt așteptați să participe 1227 de absolvenți giurgiuveni. În cadrul acestei probe, elevii sunt verificați dacă reușesc să înțeleagă un text, dacă sunt capabili să argumenteze un punct de vedere și dacă știu să utilizeze limba literară. La ieșirea din sala de examen, elevii de la Liceul Tudor Vianu au spus că sunt mulțumiți de modul în care s-au exprimat în fața profesorilor și se așteaptă la calificative bune. Ce subiecte ți-au picat? Mi-a picat gânduri despre Mateu Caragiale, o opinie a lui Matei Călinescu. Și alte subiecte ce ai mai avut? Să spun, ăsta a fost singurul text pe care mi l-a dat și cu întrebări despre el, ce tip de text este, ce gânduri exprimă autorul și un text argumentativ despre originalitatea unei opere a unui scriitor. Cât de bine te-ai pregătit pentru proba asta? Având în vedere faptul că m-am pregătit intens pentru proba scrisă la română, am știut acest text, acest subiect, n-a fost greu deloc. Pentru mine subiectele de la proba orală au fost foarte ușoare, deoarece erau destul de simple. Prin simplu fapt că te întreba receptorul textului, te punea să citești textul dat și să formulezi câteva argumente pe baza textului. Și ce subiecte ai avut? Ce operă? Am avut o informație dintr-o lege a turismului, un articol. Cât de bine te-ai pregătit? Pentru această probă nu mi-a fost frică, deoarece a fost foarte ușoar. La ce calificativ te aștepți? Un mediu. Au fost destul de ușoare, nu am identificat probleme, nu am întâmpinat probleme. A fost despre un text la prima vedere cu rol juridico-administrativ, câteva întrebări ușoare. A fost destul de ușor. La ce calificativ te aștepți? Destul de mare. Încă nu l-am aflat, dar probabil voi afla în decursul zilei de astăzi. Proba orală la limba română se desfășoară pe parcursul a 3 zile până pe data de 15 iunie, pentru ca după aceea elevilor să le fie evaluate competențele lingvistice de comunicare în limba maternă, dar și cele digitale. Noutatea examenului din acest an este că lucrările elevilor nu vor mai fi corectate automat într-un alt județ decât cel în care au susținut examenul, ci numai în cazul în care Comisia Națională de Bacalaureat decide acest lucru. Biroul Electoral Central a dat publicității rezultatele finale ale alegerilor locale care au avut loc pe 5 iunie. În județul Giurgiu, cifrele publicate pe site-ul acestei instituții nu sunt cu mult diferite față de ceea ce era deja cunoscut. Există însă câteva aspecte care merită luate în calcul. Câștigătorul alegerilor locale în județul Giurgiu este Partidul Social Democrat, pe locul al doilea aflându-se Partidul Național Liberal. Diferența între cele două este mai mare la nivel de județ și este destul de redusă la nivelul municipiului prin comparație cu ceea ce s-a întâmplat la nivel județean. Rezultatele finale pentru primăria municipiului Giurgiu arată în felul următor. Nicolae Barbu, 10.076 voturi, procent 39,9%, Florian Nicolae, 7.993 voturi, procent 31,7%, Alexandru Vladu, 3.636 voturi, procent 14,4%. În ceea ce privește Consiliul Local al municipiului Giurgiu, care are în total 21 de membri, PSD-ul va avea 11 consilieri, PNL va avea 7 consilieri, iar ALDE 3 consilieri. În funcție de numărul de voturi, situația este următoarea. PSD 9.748 voturi, procent 39%, PNL 6.928 voturi, procent 27,7%, ALDE 3.050 voturi, procent 12,2%.
La Consiliul Județean, PSD are o majoritate confortabilă, obținând 20 de mandate din totalul de 31. PNL a obținut 8 mandate de consilier județean, iar ALDE 3 mandate. În acest caz, rezultatele au fost următoarele. PSD 77.507 voturi, procent 57,5%, PNL 31.488 voturi, procent 23,3%, ALDE 12.946 voturi, procent 9,6%. O scurtă analiză a acestor rezultate arată că primii trei candidați la funcția de primar al municipiului au obținut fiecare mai multe voturi decât au fost acordate pentru listele partidelor pe care le reprezintă. La nivelul municipiului, rezultatele lui Nicolae Barbu sunt apropiate de cele ale listelor de consilieri. A primit cu 328 de voturi mai mult decât lista PSD de consilieri locali și cu 491 voturi mai mult decât lista pentru consilieri județeni. În schimb, tot în municipiu, Florian Nicolae a obținut 1065 de voturi în plus față de lista PNL pentru Consiliul Local și a avut doar cu 102 voturi mai puțin față de lista pentru Consiliul Județean. Alexandru Vladu a obținut și el mai multe voturi decât cele două liste ale ALDE. A avut 586 voturi mai mult decât lista pentru Consiliul Local și 529 voturi în plus față de lista pentru Consiliul Județean. De remarcat este și faptul că PSD a primit în municipiu mai multe voturi pentru Consiliul Local decât pentru Consiliul Județean, în timp ce PNL și ALDE au avut în municipiu mai multe voturi pentru Consiliul Județean decât pentru Consiliul Local. În acest sfârșit de săptămână, polițiștii din cadrul structurilor de poliție rutieră au acționat zilnic în sistem integrat pentru reducerea numărului accidentelor rutiere. Chiar și în aceste condiții, în cele două zile de weekend au avut loc 7 accidente, dintre care 2 s-au soldat cu moartea a 2 persoane. Polițiștii rutieri au desfășurat în municipiul Giurgiu și orașele Bolintin Vale și Mihăileș, precum și în zonele cu risc rutier ridicat, acțiuni punctuale pe linia depistării și sancționării abaterilor pietonilor, dar și a conducătorilor auto, care încalcă normele în vigoare. Și în acest weekend, neacordarea de prioritate, depășirea neregulamentară și viteza excesivă au ocupat primul loc în topul abaterilor de la lege. Oamenii legii desfășoară permanent acțiuni de prevenire pentru reducerea numărului accidentelor. Chiar și în aceste condiții, șoferii nu sunt suficienți de atenți la volan. În ultimele zile au avut loc 7 accidente rutiere, dintre care 2 s-au soldat cu moartea a 2 persoane. Cu ocazia activităților desfășurate de polițiștii rutieri, au fost constatate și aplicate peste 400 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 136.000 de lei, fiind reținute 35 de permise de conducere, pentru neacordare de prioritate, consum de băuturi alcoolice, depășiri neregulamentare, viteză excesivă și totodată retrase 7 certificate de înmatriculare. De asemenea, polițiștii au desfășurat activități specifice ca urmare a 7 accidente rutiere, dintre care 5 ușoare și 2 soldate cu decesul a 2 persoane, produse pe raza de competență a județului Giurgiu. Totodată au fost aplicate 8 sancțiuni contravenționale pietonilor care au traversat neregulamentar și 10 sancțiuni bicicliștilor și conducătorilor de utilaje HIPO care nu au respectat prevederile legale privind circulația pe drumurile publice. Polițiștii au constatat 13 infracțiuni rutiere, majoritatea dintre ele în urma accidentelor de circulație. Peste 150 de flacoane de parfum și aproximativ 100 articole de îmbrăcăminte au fost confiscate duminică de polițiștii de frontieră. Marfa nu deținea documente de proveniență și a fost descoperită într-un autocar. Duminică, după ora prânzului, polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au oprit în trafic pe raza localității Daia un autocar Mercedes care efectua curse pe ruta Turcia-România. Cu ocazia controlului amănunțit efectuat asupra mijlocului de transport și a celor 40 de pasageri, polițiștii de frontieră au descoperit în cala autocarului mai multe colete în care se aflau 173 flacoane de parfum și 86 tricouri inscripționate cu numele unor firme cunoscute, produse susceptibile a fi contrafăcute. La cercetări s-a stabilit că bunurile aparțin unor cetățeni români, 3 bărbați cu vârste cuprinse între 30 și 32 de ani, pasageri în autocar. Aceștia au declarat că au cumpărat bunurile dintr-un bazar din Istanbul fără a li se elibera documente de proveniență sau certificate de origine. Bunurile în valoare totală de aproximativ 45.000 de lei, dacă ar fi fost originale, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar în cauză polițiștii de frontieră fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație fără drept a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu marca înregistrată pentru produse identice sau similare.
Noi modificări în ceea ce privește acordarea concediului de odihnă. Printr-o hotărâre adoptată de guvern, durata concediului de odihnă anual nu va mai fi condiționată de durata concediilor medicale sau a celor fără plată. Salariații din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, aflați în situația în care au lipsit de la serviciu un an întreg calendaristic, fiind în concedii medicale sau în concedii fără plată, vor putea beneficia de concediul de odihnă anual. În cazul în care perioadele de concedii medicale și de concedii fără plată au fost de 12 luni sau mai mari și s-au întins pe 2 sau mai mulți ani calendaristici consecutivi, salariații au dreptul la un singur concediu de odihnă acordat în anul reînceperii activității, în măsura în care nu a fost efectuat în anul în care au lipsit de la serviciu. Modificările legislative survin ca urmare a unei hotărâri adoptate recent de guvern privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare. Prin adoptarea acestei hotărâri, durata concediului de odihnă anual nu va fi condiționată de durata concediilor medicale sau fără plată, iar România se conformează și pune în aplicare dispozițiile unei directive europene privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru. România numără în prezent peste 5 milioane de pensionari cu o pensie medie lunară ce depășește cu puțin 940 de lei. În județul Giurgiu, pe lângă faptul că se înregistrează un număr mare de pensionari, pensia medie lunară este cea mai mică din țară, după cum arată Institutul Național de Statistică. Numărul mediu de pensionari din primul trimestru al acestui an a fost de 5,27 milioane, în scădere cu 16.000 de persoane față de trimestrul precedent, transmit oficialii Institutului Național de Statistică. De asemenea, potrivit aceleași surse, pensia medie lunară a fost de 942 de lei, mai mare cu 5,4% față de trimestrul precedent. Pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 930 de lei, iar raportul dintre pensia medie nominală netă de asigurări sociale de stat pentru limita de vârstă cu stagiu complet de cotizare și câștigul salarial mediu net a fost de 56,4%. Raportul pe total dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat și cel al salariaților a fost de 9 la 10. Acest raport prezintă variații semnificative în profil teritorial, de la numai 5 pensionari la 10 salariați în municipiul București, la 17 la 10 în județul Teleorman. Pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanțe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă și cea maximă depășind 400 de lei, adică 748 de lei în județul Giurgiu față de 1179 de lei în municipiul București. Pensionarii de asigurări sociale dețin ponderea majoritară, 99,9% în numărul total de pensionari. Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 88,8% în totalul celor de asigurări sociale. Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent, 74,6% în cadrul pensionarilor de asigurări sociale. Pensionarii cuprinși în categoriile de pensii anticipată și anticipată parțial au reprezentat 2,0%. În fiecare an, în ajun de moșii de vară, credincioșii ortodoxi se pregătesc să-i pomenească pe cei dragi trecuți în neființă. Cu o săptămână înaintea sărbătorii, în piața centrală au fost la mare căutare vasele din lut sau de porțelan. Praznicul moșilor de vară precede în acest an sărbătoarea rusalilor de duminică, ce are loc la 50 de zile de la Paști. În sâmbăta dinaintea rusaliilor sau a pogorârii Duhului Sfânt, creștinii ortodoxi din întreaga țară prăznuiesc moșii de vară sau moșii cireșelor. Tradiția creștină spune că împăcarea sufletelor morților și întoarcerea lor fără incidente în morminte depinde de bogăția ofrandelor și de respectarea ritualului. În această zi, creștinii împar vase cu mâncare pentru cei trecuți în neființă. Cu o săptămână înaintea sărbătorii, în piața centrală din Giurgiu, la majoritatea magazinelor de profil se găseau la vânzare castroane, farfurii, pahare, ligheane din plastic, porțelan sau inox. Unii dintre comercianți au expus spre vânzare și vase din lut ori din lemn. Tradiția moșilor de vară a făcut ca la magazinele de profil din piață să se formeze aglomerație. Pentru ce ați cumpărat linguri? Pentru rusalii. De să împărțim la morții care îi avem, dacă asta e datina și o durere în suflet care trebuie să-ți faci obiceiul care te ușurezi. Dar mai aveți o săptămână până la rusalii, deci acum? Acum că sunt bolnavă,
am probleme cu sănătatea și nu ies prea des în piață. Și când ies, îmi fac și problemele, cumpărăturile care le am. Prețurile cum vi se pare? Nu prea, la pensiile noastre sunt cam scumpe, da, și ceșcuțele astea, mă uit, 25 de mii, da, ce să facem? Facem economii din altă parte ca să putem să facem toate cele. Pentru rusali, pentru ce? Nu este prea devreme, mai aveți totuși o săptămână. Păi ce să facem, ne pregătim? Ce anume căutați? Să iau vase de moș mamă ca să împărțesc băiatului, bărbatului și la toți. Dar mai aveți o săptămână? Mai am, da. După posibilități, după bani, după ne uităm și noi să fie mai ieftin, că din 5 milioane pensie ce să faci fata mamei mai repede. De moșii de vară, gospodinele împart orez sau păsat cu lapte, cireșe, vin și dulciuri. Rusaliile și moșii de vară sunt cele mai vechi sărbători creștine, împreună cu cea a Paștilor, fiind prăznuită încă din vremea Sfinților Apostoli, ca o încreștinare a sărbătorii iudaice corespunzătoare. Rusaliile sunt prăznuite în fiecare an la 50 de zile de la sărbătoarea Sfintelor Paști. Din 21 decembrie 2014, în funcția supremă în stat, Klaus Werner Iohannis este în același timp al patrulea nume din lista președinților pe care România i-a avut după 1990. Profesor de fizică și fost inspector școlar, dar și fost primar al Sibiului, Iohannis este aniversatul zilei de astăzi. Președinte al României din decembrie 2014, Klaus Werner Iohannis, s-a născut pe 13 iunie 1959, în Sibiul căruia avea să-i devină primar pentru 3 mandate, începând din 2004. Înainte de a deveni primarul Sibiului, susținut de fiecare dată de către Forumul Democrat al Germanilor din România, actualul președinte român a fost profesor de fizică și inspector școlar general al Sibiului. După demiterea guvernului Boc în 2009, Iohannis este propus din partea Partidului Național Liberal la funcția de prim-ministru, însă Traian Băsescu, președintele de atunci al României, face o altă nominalizare, declarând că nu refuză candidatura lui Iohannis, dar trebuie să-l nominalizeze pe Lucian Croitoru, reprezentantul celui mai mare partid la vremea respectivă, PDL. În ciuda vehementei critici a opoziției, Iohannis se întoarce la primăria Sibiului. Mai târziu, ales președinte al PNL la nivel național, Klaus Iohannis era în noiembrie 2014 propulsat în campania pentru alegerea președintelui României. Iată cum își argumenta atunci actualul președinte dorința de a se confrunta cu Victor Ponta pentru suprema funcție în stat. Vreau să candidez pentru a face altfel de politică în țara noastră. Mai puțin spectacol, mai puțină gălăgie, mai multe soluții pentru oameni, pentru România. Eu nu am în spate niciun fel de grupuri de interese, niciun fel de trusturi, niciun fel de instituții. Eu am în spate echipa Alianței Creștin-Liberale. În noiembrie 2014, aniversatul zilei de 13 iunie, învingea în alegeri premierul de atunci al României, pe Victor Ponta, Curtea Constituțională valida rezultatul alegerilor prezidențiale, iar mandatul lui Traian Băsescu se încheia pe 21 decembrie 2014. La Cotroceni se instala fostul profesor și primar al Sibiului, Klaus Iohannis, președinte postdecembrist al României după Ion Iliescu, Emil Constantinescu și Traian Băsescu. Jurnalul TV Giurgiu continuă acum cu rubricile Sport și Meteo. Arsenal Malu este campion al Ligii a 4-a fotbalistice și va reprezenta județul Giurgiu la barajul pentru promovarea în Liga 3-a. Mălurenii au învins în finală formația Vântul Florești după o primă repriză echilibrată și o repriză secundă în care floreștenii au cedat fizic.
Arsenal Malu, Avântul Floreș, scor final 4-0 după golurile marcate de Mihai Danciu de două ori, Silviu Radu și Mario Gheorghe câte un gol și câștigătoarea Cupei Județene devine și campioana județului. Un meci frumos, un meci dinamic, un meci cu ocazii, un meci greu pentru ambele echipe. O finală în adevăratul sens al cuvântului. Până în minutul 60, cei din Floreș într-adevăr au ținut piept cu brio echipei noastre și chiar ne-au pus probleme. După minutul 60, din punctul meu de vedere, ei au căzut fizic, iar la noi s-au văzut antrenamentele regulate pe care le facem. Îi felicit pe jucătorii și pe cei din stâlpul echipei din Florești pentru că au ajuns până aici. Îi felicit și pentru meciul pe care l-au făcut împotriva noastră, dar în teren cred că am câștigat pe merit. Ca și în semifinalele play-off-ului, când partidele de pe stadionul din Bolintindeal au stârnit interes, finala a fost urmărită de sute de spectatori care s-au putut bucura de un fotbal de calitate. A fost un public frumos, un public care și-a încurajat sportiv favoriții, mai mult cei din Florești, fiind mai aproape de stadionul pe care s-a jucat. I-am avut și noi pe cei de la Malu care au făcut eforturi deosebite să ajungă și le mulțumim pe această cale că ne-au însoțit și așteptăm sâmbătă de la ora 18 să ne susțină și în barajul pentru promovarea în Liga 3. Spectacolul fotbalistic nu se oprește aici pentru că Arsenal va disputa în sistem tur și retur barajul pentru promovarea în Liga 3, întâlnind campioana Capitalei Progresul București. Partidele sunt programate în următoarele două sâmbete, prima întâlnire fiind la Malu. Prima partidă va avea loc la Malu pe stadionul nostru de la orele 18 sâmbătă, iar cea de-a doua partidă, următoarea sâmbătă, în București, bănuiesc că pe stadionul IMGV, acolo unde și-au desfășurat cei de la Progresul București meciurile de acasă, dar datele se mai pot schimba până atunci, dar vom anunța cu siguranță din timp acestea. Sărcina pregătirii echipei pentru partida de baraj și alcătuirea lotului revine în exclusivitatea antrenorului Andrei Nemțescu, cel care de altfel s-a ocupat și cu studierea partidelor echipei adverse. Aici cred că trebuie întrebat antrenorul cum vede partida cu Progresul. El i-a urmărit pe cei de la Progresul, îi știe mai bine. Eu nu știu ce să vă spun, nu cunosc echipa respectivă decât din, așa cum spuneam și în emisiune, decât prin prisma faptului că e o echipă foarte veche și încărcată de istorie și care merită tot respectul nostru. După 4 ani de existență în Liga a 4-a, Arsenal Malu a disputat anul acesta a 5-a finală. 2014 mălureni au câștigat Cupa Județeană, anul trecut au fost campionii județului și au pierdut finala cupei, iar anul 2016 a adus formației Arsenal Malul și cupa și campionatul. Instabilitatea atmosferică se va menține accentuată în majoritatea regiunilor și se va manifesta prin înnorări temporar accentuate și pe arii relativ extinse, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Deși valorile termice diurne vor marca o creștere ușoară în cea mai mare parte a țării, acestea se vor menține puțin mai scăzute decât mediile multianuale specifice acestei perioade. Astfel, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 grade în estul Transilvaniei și 26 de grade în Câmpia de Vest. În Giurgiu, valorile termice diurne se vor menține ușor mai coborâte decât cele normale pentru această dată, iar în cursul zilei se vor semnala fenomene specifice instabilității atmosferice. Prin urmare, cerul va fi variabil cu orări temporar accentuate în prima parte a intervalului, când se vor semnala averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 24 de grade. În județul Giurgiu se vor înregistra 23 de grade la Bolintin Vale, Mihăileș, Ghimpații, Zvoarele, Hotarele și Comana și 24 de grade Celsius la Giurgiu. Vântul va sufla cu o viteză de 13 km pe oră din direcția sud-vest. Presiunea atmosferică va fi de 725 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 80%. Apele Dunării sunt în creștere cu 2,8 cm, cota probabilă fiind 297 cm.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale zilei. Rămâneți cu TV Giurgiu, sunt Nicoleta Pană, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți, toate cele bune!